Criză, însă industria de lux din România o duce bine. Dovadă sunt cele trei mașini de curse Ferrari, care costă fiecare câteva sute de mii de euro bucata și care au fost aduse în România la comandă. Alți doi doritori este posibil să nu le mai primească anul acesta pentru că România a depășit cota alocată de producător. Patru luni a stat cei trei proprietari până au primit mașinile. Dealerii nu vor să spună cine sunt, ci doar că sunt pasionați ai circuitelor de Formula 1 care plătesc bani grei pentru pasiunea lor. Au dat 260.000 de euro pe o mașină. Mai plătesc 1.000.000 de euro pe an întreținerea acesteia. Aceste trei mașini au fost vândute cu banii jos. Sunt mașini pe care nu le veți vedea prin București sau pe Autostrada Soarelui. Adevărate mașini de curse au motoare de 570 de cai putere, viteza maximă fiind de 350 de km pe oră. În 3 secunde ating 100 de km. Mașina este cu 5 cm garda la sol mai joasă decât modelul precedent. Ar fi și foarte dificil să conduci o astfel de mașină în circulația normală. Ce a fost modificat față de versiunea de stradă este admisia integrală din carbon și evacuarea făcută dintr-un aliaj special de nichel și crom. Cel mai probabil românii care le-au cumpărat le vor folosi în Ungaria, la Hungaroring sau în Italia pe un circuit de Formula 1. În schimb, prin București vor putea fi văzute alte modele. În 2 ani de criză, numărul de mașini Ferrari vândute în România a depășit orice așteptări. Cumpărătorii mașinilor de lux din România sunt, după părerea noastră, două categorii. Unii care își cumpără mașini de lux și ies cu ele pe dorobanți și la cafenele și se afișează cu ele, și mai sunt și cumpărătorii de mașini foarte scumpe, sportive, cu adevărat pasionați, care și le cumpără și apoi le duc pe circuite pe afară și se dau cu ele. Anul trecut au fost vândute 25 de mașini. Anul acesta, în două luni, s-au comandat deja 30. Cel mai cerut a fost Ferrari California, care costă 150.000 de euro.